Salutare, salutare, dragii mei urmăritori! Bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine și că mă urmăriți. Dacă încă nu v-ați abonat, nu ezitați să o faceți și dacă vă plac videoclipurile mele, dați un like și un subscribe. Spuneam în video, cu câteva videoclipuri în urmă că o să fac schița la suportul de unde am montate panourile. Am reușit într-un final să o fac. Sper să înțelegeți ceva din ce am vrut eu să desenez aici. Am făcut și eu cum m-am priceput. În partea din stânga avem un suportul privit din lateral. În spate este piciorul din spate, cum ar veni, care are 197 de centimetri. În partea din față este piciorul din față cel mic, care are 106 cm, de dimensiunea țevii este de 4x4. Acum, cea din mijloc și de 115 cm și cea înclinată de 145 cm au 3x3 dimensiune, vorbind de țeavă. În partea din dreapta, și aici am uitat să fac unghiul de înclinare, care este de 35 de grade, pus pe, eu am un boloboc cu care mi indică câte grade de cu înclinare și l-am folosit pe acela. Mi se pare că e și într-o filmare când am făcut zilele trecute de am filmat panourile. Ce vreau să vă spun? Am mai multe picioare din acestea puse la o distanță de 2 metri și 10 între ele. Și sunt legate cu, deci legate între ele cu o altă țeavă, am sudat două țevi de 6 metri, le-am sudat la mijloc și în capăt am mai pus încă un metru ca să fac undeva la 13 metri, apoi le-am sudat sus pe capetele picioarelor și în partea de jos, iar la fel am sudat încă o țeavă tot de 13 metri, pe care vin puse panourile. Țeava aceasta este undeva la 3 metri pe 3 metri, 3 centimetri pe 4, mi se pare, pusă în dungă, în dunga lată am pus-o ca să fie puțin mai rezistentă, deși panourile au și ele acel cornier pe margini de aluminiu și ne ajută și acela la fixare, adică dă o rigiditate mai bună. Picioarele suporților le-am băgat undeva la 50 de centimetri în pământ, după care am tornat ciment, le-am fixat. Panourile, am pus un panou într-un capăt și un panou într-un capăt, după care am legat o sfoară de ele și după aceea am venit și cu restul panourilor puse la linie cu acea sfoară ca să vină cât de cât drepte. Suportul l-am făcut eu, nu mai știu cât m-a ajuns, dar am văzut un mesaj la un videoclip și îmi spunea că firma i-a cerut și am văzut suma. E o sumă foarte mare, dacă te uiți acum la videoclipul acesta, ia dimensiunile și du-te și calculează-ți câtă țavă ți intră, să vezi că o să vină undeva, deci mai mult de 1000 de lei, 10 milioane lei vechi, nu o să te ajungă suportul. Ceea ce ți-au cerut cei de la firmă este exagerat de scump. Nu știu ce spun în suportul ăla, poate ți-l face din aur, dacă nu mă înșel undeva la 6000 de lei, ceva de genul parcă. Dar ți-am zis, nici 1000 de lei nu o să te ajungă suporții. Pentru că panourile sunt și ele cu cornier pe margine și nu trebuie puse chiar așa de aproape multe picioare ca să nu se lase. Eu am fost nevoit să fac suportul acesta deoarece firma care mi-a montat, care trebuia de fapt să monteze panourile, mi-a adus un alt suport subțire care nu mi-a dat încredere și nu l-am montat. Am preferat să îl fac eu și să mai cheltuiesc ceva în plus. Asta e, decât să stau cu grijă. Am 12 panouri montate pe el. Aceste 12 panouri au o putere de 3,6 kW puterea instalată, vorbind. Îmi produc foarte bine, după cum am arătat și în alte videoclipuri.
clipuri cât îmi produc. Sunt mulțumit. Oricum am lăsat undeva, dacă vedeți aici în dreapta la suportul la ăsta al mare, am lăsat de fapt aici unde scrie 13 metri, am lăsat exact așa apare, am lăsat țeava mai lungă pentru că vreau să mai montez încă 12 panouri și o să mă leg de țeava asta și alți suporți și o să sudez, să am continuitate cu suportul. V-am zis, gradul de înclinare 35 de grade pentru ca razele solare să cadă perfect pe, acum depinde și de unghiul în care, unghiul, de fapt nu unghiul, poziția față de punctele cardinale, cum este, dar în mare parte am încercat să mă apropii de ceea ce recomandă producătorul. Acum, ce să zic, stați atenți la firmele care montează și cu care vreți să colaborați, studiați-le, cum se zice, istoricul, să vedeți la cine au mai montat, dacă oamenii sunt mulțumiți, deoarece pe piață sunt mulți, cum să zic eu, nu răufăcători, sunt mulți de ăștia care vor să prostească omul cu... Deci omul care îl vede că e cu sufletul bun și îi acceptă prostiile care, de fapt, el nu știe, na, că de aia angajează firmă, nu știe despre ce e vorba și ăștia bagă pe factură mult, dar pe teren sunt lipsă, cum am pățit eu. Asta este. În rest, ce să vă zic, spor la treabă, dacă aveți întrebări, adresați-mi-le. Eu o să încerc să vă răspund cât de repede pot sau dacă reușesc să vă răspund ca să fie exact pe subiect, să nu vorbesc prostii. Sper că v-am ajutat cu schița asta care am făcut-o. Nu e cine știe ce, dar mă gândesc că poate ați înțeles ce am vrut să spun. Nici cu explicatul nu stau așa de bine, dar oricum vă dați seama, cei care se pricep își dau seama ce am vrut să arăt. Și știu ce să facă. Vă salut, numai bine, spor la treabă încă o dată.